Bine ați venit la Banca Națională. Vă adresăm urări de bine pentru acest nou an. Citesc comunicatul Consiliului de Administrație. Rata anuală a inflației a scăzut în luna noiembrie 2016 la minus 0,7%, ușor sub nivelul prognozat, după ce în luna octombrie 2016 ajunsese la minus 0,43%. Readâncirea ratei anuale a inflației în teritoriul negativ s-a datorat în principal scăderii dinamicii prețului produselor din tutun și impactului reducerii tarifelor polițelor RCA. Rata anuală a inflației, COR 2 ajustat, a avut o traiectorie relativ similară, situându-se în luna noiembrie 2016 la 0,47%. Rata medie anuală a inflației s-a menținut în noiembrie 2016 la nivelul consemnat în intervalul anterior, minus 1,6%, iar cea calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum a urcat la minus 1,1% de la minus 1,2% în octombrie 2016. Creșterea economică a încetinit în trimestrul 3-2016, temperarea fiind mai pronunțată decât cea previzionată. Dinamica anuală a PIB s-a redus la 4,4%, 6% în trimestrul 2 anul trecut, exclusiv ca urmare a decelerării creșterii cererii interne pe seama ambelor componente, consum și investiții. Contribuția negativă a exportului net s-a restrâns semnificativ pe fondul scăderii mult mai ample a dinamicii importurilor în raport cu cea a exporturilor de bunuri și servicii. Din perspectiva ofertei, serviciile au redevenit cel mai dinamic sector, continuând să dețină cea mai mare contribuție la creșterea economică. În trimestrul 3-2016, majoritatea sectoarelor economice au înregistrat reducerea ale câștigurilor de productivitate în termen anual, în timp ce dinamica anuală a salariului mediu net s-a menținut înaltă, în jurul nivelului atins în trimestrul anterior. Condițiile monetare reale și-au păstrat caracterul stimulativ. Creditul acordat sectorului privat și-a accelerat ușor creșterea în primele două luni ale trimestrului 4, în principal pe seama celui acordat societăților nefinanciare. Ponderea în total a creditului în lei a continuat să urce, atingând 56,9% la finele lui noiembrie 2016, în condițiile în care componenta în lei și-a menținut dinamica ridicată, iar cea în valută și-a atenuat marginal variația negativă. Această evoluție certifică îmbunătățirea transmisiei politicii monetare, contribuind totodată la atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare. Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva revenirii ratei anuale a inflației în teritoriul pozitiv în primul trimestru al anului 2017, simultan cu reluarea creșterii ei pe fondul epuizării impactului tranzitoriu al reducerii la 20% a cotei standard la TVA, al excedentului de cerere agregată și creșterii costurilor salariale unitare. Palierul pe care rata anuală a inflației este așteptată să se poziționeze este totuși inferior celui evidențiat în cea mai recentă prognoză pe termen mediu. Riscurile la adresa perspectivei inflației provin din mediul intern și mediul extern. Pe plan extern, se remarcă riscuri
legate de creșterea economică a zonei euro, problemele sistemului bancar european, negocierile pentru Brexit, precum și riscurile privind evoluția prețului petrolului și altor materii prime. Pe baza datelor disponibile în prezent și în contextul acestor incertitudini, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consolidarea situației economice reclamă asigurarea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, precum și progresul reformelor structurale. Banca Națională a României monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional, fiind pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune în această perioadă de incertitudini sporite. Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al BNR, sinteza, minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi, va fi publicată pe website-ul BNR în data de 13 ianuarie 2017 la ora 15. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc în data de 7 februarie 2017, când va fi analizat nou raport trimestrial asupra inflației. Acesta este comunicatul. Răspund la 2-3 întrebări pe această temă. Bună ziua și la mulți ani. Vreau să vă întreb dacă în acest moment considerați că propunerile legislative anunțate, măririle de salarii, tăierile de taxe, tot felul de impozit zero pentru tranzacțiile imobiliare, sunt de natură să vă modifice planurile în ceea ce privește traiectoria politicii monetare în acest an? Sau mai degrabă considerați că, așa cum arată perspectiva de inflație în acest moment, mai puteți aștepta cu o perioadă de întărire a politicii monetare? Mulțumesc. Pentru a răspunde la această întrebare, avem nevoie să vedem care va fi construcția bugetară. Ea nu există în prezent. Până atunci, salutăm declarația noului ministru de finanțe, pe care o considerăm a fi chiar un angajament, de a menține deficitul bugetar în limita lui 3%. Bună ziua! Mihai Banță, Profit.ro. Ați menționat în comunicatul Băncii Naționale doar riscurile externe. Ați precizat doar că există riscuri interne și riscuri externe. Pe cele interne nu le-ați menționat. Care sunt riscurile interne? Riscurile interne sunt legate de situația post-electorală, nu? Care le vedem în fiecare zi dacă ne uităm la televizor. Discuții, controverse, am spus unul pe care nu-l cunoaștem, până un alta este la capitolul incertitudine, care va fi construcția bugetară. Sunt mai multe. Domnule guvernator, pentru perioada care urmează, ce le-ați recomanda politicienilor, ce le-ați recomanda celor din guvern acum în această perioadă de incertitudini, dar perioadă care pregătește bugetul pe anul acesta, dar sunt pregătite și măsuri pentru următorii ani, până în 2020?
Mulțumesc. Noi putem să recomandăm ceea ce e legat de mandatul nostru, și anume menținerea stabilității pe termen mediu a prețurilor, a stabilității financiare, asigurarea unei creșteri economice de durată, și acestea sunt trecute în partea finală a comunicatului, spunând așa că deciziile noastre au ca scop, și asta și recomandarea noastră, asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu într-o manieră care să contribuie la realizarea creșterii economice și consolidarea situației, reclamă asigurarea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, precum și progresul reformelor structurale. Aceasta este recomandarea noastră. Îmi permiteți să revin, pentru că ați spus că trebuie să vedeți bugetul și salutați angajamentul. Construcția bugetară. Dar din acest punct de vedere, nu credeți totuși că contează cum se ajunge la acel deficit de 3%? Pentru că un buget se poate construi, dar până la urmă, respectând ținta de deficit bugetar, dar cu sacrificii de cele mai multe ori pe partea de cheltuieli de investiții, se crește deficitul structural care poate să genereze vulnerabilități viitoare, și de aceea vă întreb, sunt deja măsuri care au trecut în Parlament, care sunt aprobate, iar toate acestea vor avea un impact, indiferent de ceea ce va include bugetul. Cam același lucru am spus și eu, așteptăm construcția bugetară, să vedem cum sunt acomodate toate aceste propuneri. Credem că guvernul va face totul ca să le acomodeze, să le integreze. Deci, o construcție bugetară este o treabă grea, să spunem. E o treabă pe care putem să o discutăm dacă nu avem cifrele în față și mai ales dacă nu înțelegem în adâncime esența unor măsuri. Deci, programul guvernamental, dacă este citit cu atenție, are multe aspecte care îndeamnă la o, să spunem așa, construcție bugetară cu multe noutăți. Dacă mai aveți o întrebare? De la Gerpresana Maria Vasile. Menționați și în comunicatul extins al Băncii Naționale faptul, decelerarea creșterii economice de la 6% între 2 la 4,4% între 3. Actualul ministru al Finanțelor anunța o creștere economică fundamentară pe programului de guvernare pe o creștere economică de 5,5% în medie în următorii 4 ani. Considerați realistă această estimare? Depinde de construcția bugetară. Ultima întrebare. Tiberiu Vâlciu, Pro TV. Ați spus într-adevăr și în comunicat e vorba de excedentul de cerere agregată, creșterea costurilor salariale, dar că nu vă așteptați ca inflația să fie, deci, se spune aici, va fi inferior celui evidențiat în cea mai recentă prognoză, nivelul inflației. Totuși, bănuiesc că nu ați luat încă în considerare ce s-a decis astăzi la guvern, creșterea salariilor cu 20% în administrația locală. Ieri s-au aprobat acele reduceri de impozitare a pensiilor mari. Sunt o serie de măsuri care s-au aprobat și care în principiu va însemna un surplus de bani pe care oamenii vor cheltui. În ce măsură vor presa mai mult asupra inflației decât vă așteptați dumneavoastră și ce efecte va avea asupra poziției externe a României? Deficitul de cont curent și cursul. Ca să vă iertați-mă că vă întreb, pentru că revenim pe aceeași temă. Că acestea sunt numai unele măsuri, urmează și altele. Au fost anunțate, adevărat calendar. Vorbeați de măsuri care s-au luat astăzi după amiază. Ședința noastră s-a terminat la ora 12 dimineața. Deci exact așa v-am răspuns. Așteptăm construcția bugetară, cum sunt încorporate toate aceste măsuri. Avem ședință la începutul lunii februarie și pe baza datelor de atunci, sau nu, datelor care se acumulează până atunci, vom lua măsurile necesare, conform acestui comunicat. Chiar că e ultima întrebare. Dinu Bobognews.ro. În cazul în care deficitul bugetar va sări de 3%, luăm un scenariu, sau inflația va sări de 2,5% până la finalul anului, aveți în calcul anumite măsuri sau ce ar putea face BNR? Întotdeauna avem în calcul și situațiile acestea și măsuri suplimentare. Vă mulțumesc!